Iar la grătar avem scrumbia de Dunăre. Cum se pregătește? Se încinge prealabil. Am văzut că de mult, da, de peste o oră a fost pregătit grătarul, miroase foarte frumos. Se curăță foarte bine, de fapt. Da. Planul să urme, se pregătește peștele, se viscerează, se taie. Și tăiat mărunt, vedem. După care se pune peștele pe grătar la o temperatură medie. Și nici prea tare, nici prea, nici prea mare, pentru scumbie, pentru pește. Se lasă la prăjit aici. Cam care este durata? Durata în jur de 15 minute. Depinde și de tăria focului și de celelalte. Durata la grătar este mai mică. Avantajul de la scrumbia la grătar care este? Că e grasă, probabil, nu? Este pește gras și avantajul că, da, deci nu grăsimile se înlătură. Și capătă în același timp și un savoare care o dă grătarul. Și o savoare deosebit. Da, da. Dacă întoarcem aici, ce se vede de sus? Încă nu e atinsă, nu este... Este în același timp și un pește fragil. Da? Deci nu trebuie să-l... Gata, îl lăsă... Dacă nu se întoarce în momentul în care trebuie să se întoarcă, atunci se strică. Peștele când e gata, se deslipește singur. De pe grătar. Asta e o chestie. Asta este gata? Sau aproape gata? Asta. Da, este auriu aici. Deci rămânea piele, să rămânea felta oribil. Am învățat și noi un lucru. Ce pește merge la grătar? Orice pește? Știu că mai puțin depinde, că e fază. Depinde de mult și de regimul care îl ține persoana care îl are. Da. Dacă e o persoană cu probleme, atunci se poate face un pește slab. Un pește fructos la grătar e un pește un pic de grăsime. Da. Trebuie uns cu ceva un pește slab sau merge da, cu grăsimea lui? Trebuie uns. Scrumbia nu. El este gras. Scrumbia e grasă. Dar să spunem, un pește slab trebuie uns cu puțin ulei. Cu... Sau un baiț, ce să faci. Da? Un amestec de condimente, ulei. Cu ce garnitură va fi? Cu lămâi, cu usturoi? Pe acesta? Deci avea cu orez. Cu orez. Da. Și ce... Dar lămâia este nelipsită la rău. Da, lămâia e nelipsită. Mulțumim frumos și vă dorim spor la treabă în continuare. Vă așteptăm la Da, de-abia așteptăm.